ziua tuturor! Ne îndreptăm cu pașii repezi, iată, către finalul anului 2023. Mai avem foarte puțin, ca la fiecare sfârșit de an, cred eu că avem așa și emoții la trecerea dintre ani și întotdeauna ne pregătim, nu doar sufletește, mai ales noi femeile, ne dorim să intrăm în noul an frumoase, aranjate, de ce nu? Chiar dacă mergem la o petrecere, chiar dacă stăm acasă, de ce nu? Vrem să fim frumoase, elegante, dar și machiate frumos. După cum vedeți, eu astăzi nu sunt machiată. Iată, apar în fața dumneavoastră așa. Tocmai pentru că subiectul de astăzi al emisiunii Fără Secrete se adresează în special femeilor. Am venit așa în fața dumneavoastră ca să fiți alături de mine în ceea ce urmează și să luați parte la acest experiment, la un make-up special de sărbători. Dragile mele, asta vreau să vă arăt astăzi, alături de o fată specială, un make-up artist care face acest lucru de foarte, foarte mulți ani. Ne va arăta și ne va spune care sunt etapele și care sunt micile secrete pentru a reuși să ne facem chiar și noi singure acasă un machiaj glam de sărbători. Să nu ne mai lungim cu vorba, după cum vedeți, nu suntem astăzi în platou, ci suntem acasă, acolo unde se întâmplă minunile, la Georgeta Constantinescu. Bună, Georgeta! Bună ziua! Mă bucur că sunt astăzi alături de tine și îți mulțumim că ne-ai primit la tine acasă. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Suntem la tine acasă, locul unde, spuneam, se întâmplă astfel de minuni, locul unde tu machiezi de foarte mulți ani. Da. Georgeta, de câți ani faci make-up? Mai bine de 12 ani. Wow! Deci vă dați seama că avem ce învăța de la Georgeta. Georgeta oricum este un om foarte talentat și complex, nu face doar asta, coafează, pensează, multe, multe alte lucruri, micropigmentare, adică este un, zic eu, un om foarte talentat pentru că face bine tot ceea ce face. Numai că astăzi, așa cum vă spuneam, pentru că mai puțin și vine Revelionul și trecem în noul an, Georgeta, vreau să ne spui cum ne pregătim practic pentru trecerea dintre ani, pentru că doamnele vor să fie frumoase, da, să se macheze. Da. Avem o pregătire mai specială, având în vedere că acum este iarnă. Cum pregătim tenul înainte de make-up? În primul rând avem nevoie de mai multă atenție la pregătirea tenului. Adică ce înseamnă un peeling la ten, un scrub, adică tenul trebuie să fie foarte bine hidratat și asta contează foarte mult. Deci hidratarea este foarte importantă, în general și în viața de zi cu zi. Nu doar înainte de un make-up. Nu doar, dar înainte de un make-up este foarte important. Deci ajută să avem tenul bine hidratat, ca toate produsele să intre foarte bine în ten și să iasă un machiaj perfect, așa cum ne dorim cu toate. Pentru că noi ne-am grăbit puțin și emisiunea este destul de scurtă, n-am putea să stăm cam cât durează un make-up, Georgie? Undeva la o oră, o oră și 15 minute. Deci n-am avea cum să stăm acum o oră ca să vă arătăm exact așa pe slow motion. Da. Dar o să încercăm să... Tenul a fost deja pregătit, am făcut o curățire, am curățit, am hidratat tenul. Am aplicat un primer. Ok. Totul deci este pregătit. Astea sunt primele lucruri. Da. Așa începem. Da, da, da. Pregătim tenul, bine, bine, îl hidratăm. Da. Primer sau cremă, cine sau are primer acasă? Da. Cremă hidratantă. Ok, deci merge oricare. Da, da, da. Ce facem? Haideți să începem și vreau să-mi spui tu pe tot parcursul emisiunii noastre care sunt etapele, să ne explici fiecare pas pe care îl faci ca să înțeleagă și cei noi de acasă. Noi vom începe cu sprâncenele. Nu este obligatoriu să începem cu sprâncenele. Se poate începe și cu fondul de ten, adică nu este o regulă în make-up. Chiar vreau să te întreb, pentru că am văzut opinii diferite pe internet. Majoritatea spun că întâi trebuie început cu machiajul ochilor și să nu punem fondul de ten pentru că riscăm să-l murdărim. Nu este o regulă. Nu este o regulă să începem cu fondul de ten. Acum depinde fiecare make-up artist ce tehnică are de lucru. Ok. Da. Tu pui fondul de ten la final. Da, la final. Este cel mai ok, se lucrează cel mai curat. Ok, deci prima dată începem cu sprâncenele. Da. Noi acum o să vă arătăm așa pe o parte, nu, George? Da, da. Ca da. Să exemplificăm aici. Ce facem la sprâncenele? La sprâncenele le conturăm.
adăugăm fire, să le facem cât mai naturale cu o cariocă. Se poate pune și un gel, dar astăzi optăm pentru o cariocă, să facem sprâncenele cât mai naturale. Și trasăm printre sprâncene cu o cariocă fire. Pur și simplu să facem o sprânceană cât mai naturală. Mai există și variantă de pudră, nu? Da, și pudră, este un gel tot la fel colorat, care se poate aplica, dar aici nu avem nevoie de pudră, nu avem nevoie de far, carioca este perfectă. Bine, acum dacă suntem și experți în a trasa linii, că nu toți ne... Tu faci și micropigmentare, da, deci să trasezi liniile, îți vine așa. Deci avem mai multe variante. Depinde fiecare cum se pricepe mai bine, nu? Ca să-și contureze sprânceana. Da. Oricum, o sprânceană ar trebui să fie cât mai naturală, să nu închidem foarte rău, ca fel ne înăsprește fața. Ce faci acum? Acum dăm forma sprâncenei, să putem să o conturăm, să-i dăm o formă cât mai ok. Să ne zici și ce folosești acum, de exemplu, pentru a contura. E un corector sau ce? Da, de fapt este un camuflaj. Este un camuflaj care se poate folosi nu doar la conturarea sprâncenei. Chiar se poate folosi și ca bază de fard. Da, da. Este multifuncțional, este un camuflaj extraordinar de bun. Adică pentru mine este foarte practic. Ăsta e bun și pentru a ascunde imperfecțiunile de pe ten, da, exact, da. Și la ascunderea imperfecțiunilor. Cred că cu toate ne lovim și de această problemă cu micile imperfecțiuni. Deci camuflaj cu o pensulă subțirică. Cu o pensulă subțirică să fie teșită, să putem să... Uite că tot vorbim acum, spune-ne cam ce produse avem nevoie, uite, pentru un make-up. Deci avem nevoie de un primer, avem nevoie de un... Da. Din aceasta de pudră, sau cum se numește, baza aceasta de camuflaj. Da, este, da, baza de... Așa, ce mai avem nevoie ca să știm produsele necesare? Deci începem de la sprâncene, avem nevoie de o cariocă, de un far de sprâncene. Avem nevoie de bază de machiaj sau camuflajul care ne ajută și la conturarea sprâncenei și... Da. Așa. Avem nevoie de fond de ten, pudră, blush, contouring. Contouring poate să fie pudră sau orice altceva, da, nu? Da, mai există și variante este și, cremoase. Este și cremoase, da. Și, bineînțeles, o trusă de farduri, nu? Da, pentru da, ochi. Da. Acum aplicăm un iluminator sub sprânceană. Uite, asta nu făceam. Deci după ce am aplicat camuflajul, iluminăm un pic partea de sus, da? Da, da, da. Și acum începem să aplicăm fardul. Ce îmi face astăzi? Astăzi facem un machiaj, oarecum la început va părea un machiaj natural. Simplu. Simplu, dar cum vin sărbătorile, vom încerca să îl punem în evidență cu un glitter. Deci chiar asta voiam să te întreb. Cum facem un machiaj normal să pară ceva glam? Glitter, da, glitter, culori sidefate. Da, culori sidefate, pigmenți. Aha, pigmenții sunt cei mai puternici, nu? Da, da. Și cum facem cu culorile? Culorile le aplicăm cu o pensulă teșită și apoi trebuie să facem trecerea, adică să blenduim. Pentru că ele sunt pigmentate și nu putem cred să lăsăm aici este o culoare... Cred că aici este secretul. Da, da, da. Eu da. Mult timp, o spun sincer acum, nu știam să fac acest blending. Puneam culorile separat pe ploapa de jos o culoare, mai puneam pe arcadă o culoare și păreau așa de separate una de cealaltă, adică se vedea clar linia dintre ele și nu știam să fac blending-ul. Și apoi am văzut... Blending-ul se poate face și cu o culoare mai deschisă decât
nuanța aplicată. Anterior. Și dai așa peste tot, cu acea pensulă, da, ca să se îmbine culorile? Da, să îmbine culorile, exact. Deci, de fapt, asta înseamnă... Este vorba și de, de fapt, să nu se vadă un machiaj pătat pe ochi. Corect. Da, aici greșeam tot timpul. Pentru că erau foarte clare, se diferenția o nuanță de cealaltă, se vedea unde începe una, unde se termină cealaltă și nu știam să le... Da, și spre coadă îl difuzăm ușor, pierdut. Blending-ul se face cu o pensulă din asta, am văzut, foarte moale, așa. Foarte moale, da, este din păr natural. Nu se poate face blending-ul cu o pensulă din păr artificial. Doar texturile cremoase. La texturile cremoase este obligatoriu să avem o pensulă din păr sintetic, nu din păr natural. Ca să putem întinde, da, practic. Da. Și pensula de blending este automat să fie un pe rotund, să putem să blenduim. Bine, cred că dacă căutăm pe internet o să găsim cum arată o pensulă pentru blending. Da. Deci ăsta ar fi un produs esențial, nu? De exemplu, să avem o pensulă de blending, pentru că ne va ajuta la... Sunt foarte importante pensulele. Deci pensula este foarte importantă. Aici avem tot un camuflaj, dar este o culoare mai deschisă și putem să-l folosim să facem cat cries, să facem anumite... Aici, adică suntem sub ochii... Da, și sub ochi să facem linia aceea perfectă de conturare. Da. Chiar aici în față, de exemplu, putem să facem ca să deschidem nuanța, să facem să pară ochiul luminos. Exact. Ia, să vedem. Închidem. Ce culori se poartă anul ăsta? Sau în fiecare an sunt cam aceleași pentru sărbătorile de iarnă? Sunt în general cam ce le place la doamne. Deci nu avem anumite culori. Nu avem anumite culori, da. Fiecare, în general, trebuie să facem clienta încât să fie mulțumită. Ținem cont neapărat și de ținuta în care suntem Se ține cont, doar că nu... au început să nu se mai poarte în general culorile, să fim asortate, să fim... ușor se duce toată treaba cu asortarea, cu machiajul, cu hainele, cu... Dar în general, pentru Revelion, pentru Crăciun, toate doamnele, domnișoarele optează pentru un machiaj puțin mai intens, puțin mai strident. Mai strălucitor. Exact. Cu sclipici, cu... Da, să ieșim puțin mai mult în evidență. George, și eu am mai observat o chestie. Se folosesc într-adevăr culorile care sunt specifice sărbătorilor de iarnă, gen brad, avem gen verde, roșu, auriu, argintiu, ce punem globulețe prin brad, cam folosim asta și în make-up? Da. Și la unghiuțe este aceeași treabă. Da. De ce culori să folosim azi? Astăzi vom folosi... nuanțe de maro, de la cea mai intensă până la cea mai deschisă. Ai spus că va fi mai simplu, dar nu voi avea un verde puternic. Nu. Eventual să punem pe linia apei un verde, să putem să scoatem în evidență puțin machiajul. Și vom aplica de fapt este un pigment, sunt fulgișori. Dar fiecare, după cum ai zis și tu, cum își dorește, poate vrea să se asorteze cu rochia, poate să meargă atunci pe accentele astea de glitter, pe verde, pe argintiu, chiar și roșu. Am văzut machiaj cu roșu foarte puternic, deci se poate așa ceva mai extravagant, nu în seri din astea speciale, pentru că asta practic este machiajul glam, nu? Cât mai strălucitor, asta înseamnă, nu? Și acum, cum am vorbit despre camuflajul acesta... O să faci linia aceea, nu? O să facem linia aceea, se numește cut? De fapt, cut crease este aici în față, este dunga aceea. Ok. Da, și aici jos să putem să definim cât mai bine linia. Machiajul, da. Să iasă în evidență culorile de pe ploapă. Vezi ce am făcut eu astăzi? Am venit nemachiată la emisiune. Deschidem ochiul.
privirea înainte, relaxează. La tine? Da. Ok. Asta ca să vadă doamnele exact care sunt etapele machiajului, cum ne machiem de fapt. Aici cu o dischetă, cu un tonic. Deci, uite, și lucrurile acestea trebuie să le avem la îndemână, nu? Dischetă, bețișoare, să ne ștergem când să putem e surplus. Să curățim zona de sub ochi. Uite, de aceea nici nu optez pentru aplicarea fondului. Exact. Că ne poate pica de la fart pe, și e mai greu să-l mai scoatem din nu, fondul este de ten, greu. Nu? Când aplicăm fondul de ten înainte, așa, putem să fixăm cu mai multă pudră sub ochi. Apoi cu... pudra aceea care se face ca să nu se îndrească zona. Și apoi pui o pudră mai multă și dai apoi cu... Curățăm cu pensula. Surplusul. Da, exact. Și practic așa nu ne murdărim. Da. Am înțeles. Dar nu știu, mi se pare, cred că, mai bună varianta aceasta. Da, este mai practică. Să lucrăm cu florile și cu așa și apoi evităm să pătăm anumite zone. Acum să punem o bază și sub ochi. Asta tot la luminozitate ajută? Nu, sau? Pentru fixarea fartului. Aha. Da. Deci baza de make-up este necesară într-un make-up pentru fixarea. Deci se fixează mult mai bine și culoarea este mult mai intensă peste o bază de machiaj. Noi dacă... Noi, sincer, cred că noi de obicei ne machiem așa, fără să folosim lucrurile astea. Exact. Și de asta nici nu ne ține machiajul, așa-i? Da. Adică se duce mult mai repede. Da, este obligatoriu o bază, pentru că de-aia este baza. Este baza pusă pe piele și apoi fardul. Se prinde se fixează, exact. Am înțeles. Deci de acum încolo trebuie să folosesc bază. Machiajul acesta cred că poate fi folosit în orice situație. Singura diferență va face finalul, nu? Unde vom adăuga sparkling-ul, adică îl vom face să fie de sărbători, să fie. Iată că tu pui tot din fard. Știu că sunt și creioane. Sunt și creioane, dar creioanele se pot folosi practic ca o bază. Tot ca o bază putem să punem un creion și peste creion mai punem și fard. Doar că la fel, creionul trebuie foarte bine blenduit, foarte bine întins, încât să fie exact ca o bază. Mai sunt și bazele colorate. Deci dacă noi avem un machiaj cu verde sau avem un machiaj colorat, să zic, putem să punem o bază colorată și intensificăm și mai mult culoarea. Prin fard. Da. Avem o bază specială pentru sclipici. Deci peste fardul pe care l-ai pus deja pe pleoapă, că nu mă văd exact, dar am simțit că ai pus acolo ceva, mai pui încă o bază și nu se întâmplă nimic cu fardul? Punem baza peste? Nu. Vom ține ochiul închis. Și este o bază puțin lipicioasă, să poată să rămână fulgișorii lipiți. Și o punem doar pe centrul pleoapei? Da, acum depinde fiecare unde dorește să aibă. Dacă dorim mai mult, putem să punem începând din față, din colțul intern, până la jumătate, chiar mai mult de jumătate să punem pigment. Noi vom pune doar pe mijloc. Asta în funcție de cât vrem noi să de extravagant să pară machiajul. Exact. Și acum cu o pensulă teșită. Deci sclipiciul se pune cu pensulă artificială. Da. Cu peri artificial. Normal, machiajul eu îl fac întotdeauna clienta privind în oglindă. Și apoi și eu privind în oglindă să o văd cum... Da, este cel mai ok. Deci e clar, mai ales dacă ne facem singure, clar trebuie să ne uităm în oglindă. Da, da. Eu acum o să mă văd la final, dragilor. O să văd ce a ieșit și stăm către cameră, tocmai ca să ne vedeți dumneavoastră ce facem aici. Cumva și ție ți este peste mână, ca să zic. Exact. Adică nu este tocmai poziția... Da, corectă. Corectă. Ne descurcăm cum putem. Și
vom pune și puțin negru. Unde punem negru? În colțul extern, la codiță, să intensificăm foarte puțin machiajul. Vedem așa un efect mai dramatic, un pic mai de da, seară. Da, da, puțin de seară. Deci tot din fard. Tot din fard, da. Setăm foarte bine fardul. E ca și cum am face cu tușul ceva, numai că facem din fard? Da, numai că facem din fard, doar că vom pune doar în colțul extern fard. Și acum blenduim puțin culoarea. Deci tot ce facem, blenduim. Blenduim. Asta e de fiecare da, dată. Exact. Blenduirea este foarte importantă, să nu pară un, cum am și spus, un machiaj pătat. Uite, deja am rămas cu ceva din treaba asta, cu blenduitul. Trebuie să fiu foarte atentă la da. Aspectul ăsta. Deschidem ochiul. Bine, cum sunt îmbrăcată acum în negru, la mine ar fi mers la absolut orice culoare, da, nu? Da, da, da. Și acum punem un concealer. De fapt, combinăm două nuanțe. Asta ne ajută la împotriva cearcănelor, cearcănelor, să acoperim... Da, da, și luminozitate. Tot pensula. Eu mai folosesc și burețelul. E ok și așa? Da, este ok, doar că este mai practică pensula. Și cred că mai exactă, nu mai se poate exactă, aplica. Da, da. Burețelul fiind mai mare, acoperă o da, parte mai... Eu folosesc la fondul de ten burețelul. Și aici am folosit o pensulă tot la fel sintetică, pentru că este un produs cremos. Da. Iar trebuie să reținem aspectul ăsta, nu că sunt produse cremoase folosim obligatoriu pensule cu peri artificial. Da, da, da. Când sunt din acelea prăfoase, obligatoriu trebuie să avem o pensulă din păr natural. Eu tot timpul mă întrebam cum e cu pensulele astea. Mie mi se pare atât de multe că de multe ori mă gândesc zimânta la ce folosesc atât de multe pensule și ce contează dacă e naturală, dacă e cu pere artificial. Și acum să scoatem foarte puțin în evidență machiajul, cu o nuanță, adică să nu rămânem pe ceva destul de natural. Ok. Pe linia apei putem să punem un produs colorat. Linia apei este da. Aici da. La ochi, partea de jos internă, nu? Da. Acesta e un far cremos. Este un eyeliner colorat. Are o rezistență foarte mare în comparație cu cum se foloseau înainte creioanele de ochi. Da, este foarte rezistent la transfer. Da, pentru că fiind acolo pe linia apei, da. E umezeală, este, în ochii. Da. Deci asta e două luminozitate, nu? Da. Am terminat cu ochiul? Da. Ce urmează după ce terminăm partea aceasta? După ce terminăm zona ochiului, urmează tenul. Acum aplicăm fondul de ten? Da, vom aplica fondul de ten, pudra, conturingul, iluminatorul, blush-ul. Acum în funcție de fiecare ce își dorește. Sunt persoane care nu își doresc o accentuare foarte mare a feței, sunt persoane care își doresc o accentuare mai mare, adică să pune mai mult accentul pe conturare. Pe blush, sunt persoane care nu acceptă blush-ul. Ok. Da. Deci numai dacă vrem noi o conturare așa mai... Da. Adică ce înseamnă practic conturarea asta? Să ne scoatem în evidență anumite părți ale feței? Da. Este vorba de pumeți, de conturare. Și în cazul persoanelor care au o față mai rotunjoară. Și vor să o facă să pară mai subțire. Exact. Da. Ce? Da. Atunci folosim conturing foarte mult pe laterale, da. Nu ca să o alungim. Spus, este și un conturing cremos, este și acela pudră și
vom lucra în funcție de necesități. Acum am terminat și cu celălalt tot. Așa. Și urmează fondul de ten. Ok. Da, fondul de ten se alege în funcție de tipul și tipul de ten. Da. Adică este, noi vom pune un fond de ten cu acoperire puțin mai mare, pentru că de la medie în sus, da, da. Pentru că vom merge la o petrecere de revelion și trebuie să ne reziste, nu, cât mai mult. Da, da, da. Ten. Dar de exemplu, când avem persoane cu riduri, cu mai multe riduri, adică persoane mai în vârstă, uh-huh, ar trebui să punem ceva un puțin mai lejer. Okay. Adică nu este recomandat să încărcăm tenul foarte mult. Uh-huh. Da, e bine că ne spui lucrurile astea, pentru că ne urmăresc persoane de toate vârstele. Da, în momentul în care avem riduri, nu mai este recomandat să punem un fond de ten cu acoperire foarte mare. Bine, este recomandat și la noi la tineret, pentru că mai apar ridurile și la noi. Mai avem și riduri de expresie de cel mai bine, nu? Da, 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 da. Asta în funcție de ten. Mai există și tenul foarte gras. Cum facem? Că sunt persoane care transpiră foarte mult, ai văzut? Da, atunci este obligatoriu să punem, de exemplu, pornește de la pregătire. De la pregătire pornește să... Deci baza care... Da, 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 baza. Pentru că baza este în funcție și de tipul de ten. Ajungem exact la început. Trebuie să punem pentru un ten uscat, pentru un ten gras, pentru un ten matur. Și acum setăm fondul de ten cu o pensulă. Este o pensulă din păr sintetic. Ok. Da? Teșită. Da. Și trebuie prin tapotare. Și cum facem să găsim culoarea potrivită tenului nostru? Tocmai că nu vom găsi o culoare potrivită. Nu găsim niciodată, nu? Nu. Întotdeauna este recomandat să combinăm două nuanțe de fond de ten, să putem să ajungem la nuanța dorită a tenului. Ok. Contează fondul de ten, care e mai fluid, care e mai... Am văzut și din acelea stil spumă, sunt mai multe da, tipuri sunt de... Da, mai multe, da. Dar și fondurile de ten sunt, exact cum am și spus, sunt pentru toate timpurile de ten. Adică trebuie să găsim pe acela care este ok. Pentru că la tine poate să fie ok și la altă persoană să nu fie ok fondul de ten ce l-am aplicat. Mm-hmm. Este obligatoriu să distribuim, cel puțin dacă avem decolteu, da, să distribuim fondul de ten. Pentru că altfel se vede ca o mască, da, nu? Se vede ca o mască, machiajul. Exact. Și să facem trecerea dintre față, gât, decolteu. Mm-hmm. Dacă avem decolteu, este recomandat să punem iluminator pe decolteu. Da, bine, nu este obligatoriu, dar va da foarte bine. Bine, acum mai sunt și, am văzut și uleiuri din acelea cu... Și în make-up cu... este necesar să dăm fond de ten inclusiv pe ureche. Ureche. Da. Wow. Pentru că se va vedea diferența dintre față și ureche. Cred că nu am avut grijă niciodată de partea asta cu urechea. Pentru că întotdeauna ne dorim să avem fondul de ten puțin mai închis cu un ton decât tenul nostru. Da, mai ales că iarna suntem, se duce și bronzul din timpul verii și devenim așa mai calde. Dar nu trebuie să exagerăm cu nuanța. Să nu fie diferență prea mare. Da, să nu fie diferență prea mare, să avem exact ca o mască pe față. Uh-huh. Dacă avem o helancă până în gât, putem foarte lejer asta să punem asta în cazul în care facem revelionul afară. Da, da, da. Putem pune orice tip de, de fapt, orice culoare de fond de ten. Că nu se vede. Da, exact. Recomanzi aplicarea cu pensula? Este mai pentru mine exactă? Este, da, nu neapărat mai exactă, pentru mine este mult mai ușoară. Uh-huh. Dar burețelul când putem să-l folosim? Burețelul acum, după ce aplicăm cu pensula, vom tapota foarte bine cu burețelul. Deci la final? Da, la final, da. Vom folosi și burețelul. Burețelul trebuie să fie umezit, apoi stors foarte bine, adică să nu... Mai auzise în chestia asta. Dacă e uscat, nu e ok, că înghite tot produsul, nu? Da. Și este ok să fie umed. Și dar stors bine, nu cu apă. Stors, da, un șervețel. Șervețelul absorbe foarte bine apa și apoi tapotăm foarte bine tenul.
Practic, dacă stăm să analizăm, fiecare etapă e foarte importantă. Da, fiecare etapă este foarte importantă. Nu se poate o etapă fără cealaltă să finalizăm machiajul. Deci aici am reținut treaba asta cu întins foarte bine și pe gât ca să uniformizăm aceeași nuanță, inclusiv pe urechi, iar un aspect la care niciodată nu am fost atentă. Nu știu voi, doamnelor, dacă v-ați, până acum v-ați dat cu fond de ten pe urechiușe? De-aia nu făceam lucrul ăsta. Decolteu, doar dacă avem decolteu. Da. Este obligatoriu. E, dacă mergem la petreceri, clar o să avem... Și în momentul în care veniți și la salon, dacă știți că aveți o rochiță sau... Trebuie să vii este obligatoriu să vii cu ceva decoltat, eventual o cămășuță, să putem să facem decolteul cum trebuie. Dacă veniți cu o helăncuță până în gât și dumneavoastră acasă aveți rochia decoltată, apoi este foarte greu să putem să facem... Da. Și machiajul la decolteu. Am setat foarte bine fondul de ten și acum urmează conturarea. Cum am vorbit, cum facem conturarea? Conturarea putem să facem și cu baton așa. Un baton, da, este cremos, să putem să conturăm. Dar tot din pensulă lucrezi? Tot din pensulă, nu da. Nu se dă direct cu batonul, adică eu așa folosesc, am și un baton. Nu este igienic, da, acasă putem folosi. Deci ne putem folosi. Da, acasă putem folosi, direct cu batonul, nu este problemă. Și practic și apoi, cum îl întindem? Tot cu o pensulică. Tot? Deci tot are nevoie, facem ce facem. Sau și chiar și un burețel. Deci se poate și cu burețel și cu pensulă să întindem conturul. Cum spuneam mai devreme, conturul îl facem ca să evidențiem anumite personalități sau să subțiem. Da, exact. În cazul meu, cred că ar merge subțiat, nu? Pentru că am o față puțin mai ovală spre pătrățoasă, așa? Da, și pomeții să-i scoatem în evidență. Și apoi când vom ajunge la iluminator. Iluminatorul este o mare problemă cu aplicarea lui, în general. Dacă avem un ten cu probleme, cu acnee. Așa. Nu este recomandat să punem foarte mult iluminator, pentru că iluminatorul ne scoate foarte mult în evidență imperfecțiunile. Exact, coșurile respective, nu? Chiar și încărcarea excesivă cu produs, cu fond de ten, cu fond de ten corector, ne scoate ridurile mult mai mult. Deci, în general, în zona ochilor ar trebui să, sau și zona feței, să evităm zonele cu probleme. Să le încărcăm prea mult, pentru că facem mai mult rău. Că există tendința aceasta de a acoperi, de a nu se mai vedea atât de mult. Și de fapt, din dorința asta de a acoperi, punem cât mai mult produs și... Da, exact. Zici că atrage mai mult atenția, le scoate mult în evidență. Acum conturăm partea maxilarului, da, nu? Da. Ce mai conturăm? Putem contura nasul? Putem contura și nasul, da. Să-l subțiem. Vrem să facem să mai lung. Bine, că în general conturarea cu un fard cremos se face în general pentru fotografie mai mult. Adică cu cât încărcăm tenul, clar se va vedea mult mai încărcat cu atâtea produse. Și apoi când ieșim la lumina zilei, nu se va mai vedea chiar atât de natural. Da, numai că noi acum îl facem machiaj de noapte și atunci la lumina reflectoarelor se va vedea, zic eu, bine. Da. Strălucitor. Acum fiecare alege cum își face. Noi spunem toate etapele. Și acum setăm cu un fard de obraz. Da. Sau blaș, care, nu? Este un blaș, da? Care este un fard peste cel cremos să fixăm cu unul care este prăfos, deci pudră. Da. Se fixează mai bine așa, dacă punem pudră peste... Da, și accentuăm zona. Okay. Exact unde am lucrat anterior. Accentuăm zona pomeților. Conturarea se face inclusiv în zona frunte. Da. Asta se face mai mult la persoanele care au fruntea lată? Da, se poate face. Să o micșorăm puțin. Practic, să dea iluzia aceea de frunte mai mică? Da. Uh-huh.
E și asta o artă cu conturul, pentru că dacă nu faci cum trebuie și trasezi liniile pe unde nu trebuie, da, poate exact. Arăta foarte urât, nu? Și acum iluminăm? Da, iluminăm zona deasupra pomeților. Este un punct aici în care... Dacă e, și asta e un truc, trebuie da. Să știm exact unde da. Punem, nu? Să punem, da. Pe puntele, zona asta de aici. Da, pe puntele, pe puntele cele mai înalte. Uh-huh. Da. La pomezi pe punctul cel mai înalt. Și la nas. Da, să dăm o luminozitate, da? La buze. Deasupra buzei. Așa, aici? Da. Nu puneam acolo. În general, la fotografie, când va bătea lumina, exact acestea sunt punctele care vor fi de luminozitate. Am înțeles. Deci pui și un pic pe frunte. Da. Okay. Și acum setăm cu pudră. Eu pudra nu aplic. Deci pudra se pune după contur și da, după? Pentru că deci deja noi avem... Credeam că se pune imediat după fundul de ten. Nu. Sau nu are o... Nu, nu. Acum noi setăm exact zonele unde nu avem. Noi în momentul în care deci am nu punem peste tot. Da, în okay. momentul unde am pus iluminatorul, noi deja avem setată zona aceea de fond de ten. Okay. Unde avem conturingul? E setată. E setată pentru că am pus acesta prăfos, da? Da. Acolo și deci numai porțiunile da, care au rămas, exact porțiunile care au rămas. Deci nu mai umblăm unde peste ce am pus anterior, da? Ok. Deci așa da. Da, și eu optesc cu un burețel să setez foarte, foarte bine să intre în piele. Deci nu folosesc acum nu este obligatoriu să folosim burețelul. Sunt bureței de unică folosință și setez cu un burețel să intre foarte bine și așa se fixează și fondul de ten extraordinar pentru un efect mat. Pudra are rolul de a face tenul cât mai mat. Înțeles. Asta ca să nu strălucim da, așa. Da, da, da. Și rezistență. Bine că ai vorbit despre asta. Chiar voiam să te întreb cum facem să fie machiajul mai rezistent, având în vedere că poate că mergem la un local și vom sta toată noaptea acolo și trebuie să ne reziste. Deci ăsta e unul din secrete. Da, da, pudra. Da, da, și pudra. Da. Fixează foarte bine fondul de ten. Mai ales la persoanele care au un ten gras, gras, da. Acum am terminat de aplicat și iluminatorul, am făcut și decolteul și acum urmează eyelinerul. Vom face eyelinerul și vom aplica și genuțe. Genele vor fi nu gene din acelea bandă, vom pune gene buchețele. Au și o rezistență mult mai mare. Okay. În comparație cu genele care sunt bandă. Și sunt ușor de aplicat? Da, de da. Exemplu, dacă nu ne pricepem și n-am mai făcut niciodată? Este ușor de aplicat inclusiv acasă. Sunt acele mici smocuri de, nu? Sunt așa da, mai da, multe... Da, da, da. Buchețele, smocuri. Și au o rezistență mult mai mare față de cele bandă. Se poate dezlipi, da? Se poate dezlipi, da. Aici sunt persoane care lăcrimează dacă merg la un eveniment și sunt emoționate și... Eyelinerul este, văd, unul cremos, nu da, este stil... Da, este un eyeliner cremos și este un eyeliner cu o rezistență foarte mare. Este waterproof. Da. Da. Îl aplici tot cu pensula? Da, cu o pensulă teșită, sintetică, bineînțeles. Da, deja am reținut, dacă e cremos, trebuie să folosim sintetic. Mie niciodată nu-mi iese linia de tuș, încerc să-mi fac... Sunt tușurile acelea, știi, cu pensulă, care sunt lichide și... Contează... Tot timpul. Contează întotdeauna să facem o linie de tuș, mai ales dacă vrem codițe. Să avem codițe cât mai lungi. Este obligatoriu să facem codițele cu ochiul deschis. Să ne luăm măsurătorile cu ochiul deschis. Nu, în momentul în care ținem ochiul închis și apoi îl deschidem, linia nu va mai fi exact ce avem noi nevoie. Okay. Deci trasarea... Mi se pare oricum cel mai greu pas. Adică dacă putem și nu ne pricepem, putem să sărim peste această da, etapă, da. Nu? Și acum punem genuțele, sunt buchețele.
Acestea au deja ele? Nu. Sau se nu. Aplică nu. Este o soluție? Un, da, este un adeziv special pentru, pentru gene. Și sunt pe mărimi. Începem cu o mărime mai mare la colțul extern. Până corect, la, da, că vrem să, da, să pară mai lungi în, da, exterior. Să alungim și ochiul. Și vom încheia cu o mărime mai mică spre colțul intern. Este foarte important să nu le punem până la final, până la colțul intern. Intern, da. Că ne poate jena, nu? Și da, da, da. Dar ce repede se pun, nu vine să cred. Și cred că arată și mai bine decât banda, nu? Da, este, aspect. Da, este un aspect mai natural. Deschid ochii. Da. Apoi după aplicare lăsăm să se usuce și apoi vom reveni să îmbinăm genele tele cu genele naturale, cu genele naturale cu cele false. Să venim cu un rimel, da? A, să deci putem să ajută... le ridicăm. Da, 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 da. Cât stăm așa cu ele? Păi este vorba de câteva, chiar în timpul cât punem la celălalt ochi, este suficient să se usuce și să putem să aplicăm rimelul. Ok. Cât am aplicat genele la ochiul celălalt, s-a uscat la ochiul acesta lipiciu și am pus rimelul la ambii ochi și acum urmează rujul. Am aplicat rimel și la genele de jos, nu? Da, da, și la genele de jos. Ajută tot așa pentru, la conturare. Da, ajută și la conturare, dar automat, în momentul în care avem gene sus și sunt mai voluminoase, sunt mai lungi, este normal să le alungim puțin și pe cele de jos. Totdeauna spune rimel și da, jos. Da, da. Acum conturăm. Am ajuns deja la buze, deci este, da, ultima etapă aproape, nu? Nu chiar ultima, penultima. Da, apoi avem înfixarea machiajului. Ok. Acum facem conturarea buzelor. Se face cu un contur de buze întotdeauna pentru că mai avem și asimetrii la buze. Corect. Da, și este ok să chiar facem o conturare mai, mai perfectă. Bine, o conturare a buzelor, dar de fapt putem să lăsăm și un contur puțin mai accentuat, dar să nu fie cu o nuanță prea închisă față de ruși. De obicei știu că trebuie să fie cu un ton, nu? Un ton mai închis, mai conturul, închis față de, da, putem veni cu, da, da, peste, da, un pic, da, 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 nu? Exact. Dacă prea, da, conturat. Și unde avem mici asimetrii, este tocmai perfect să putem să... Eu nu mai pot vorbi, deci vorbește, da, acum, da, spui, da, ce faci aici. Deci începem de sus, da? Da. Totdeauna? Nu este obligatoriu, dar în general de sus este, la, este mai la îndemână să începem conturarea buzelor. Se face cu un creion puțin cremos, să putem să distribuim, eventual să nu lăsăm un contur foarte accentuat, să-l putem să-l difuzăm pe buze. Cumva să-l îmbinăm în ruj. De să nu iasă așa în evidență. Da, că da, 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 da. Ar fi urât să nu să pară... Da, exact. Da, sunt persoane care încă poartă un contur foarte accentuat și vor un contur foarte închis în comparație cu rujul, dar conturul, cum am și spus, ar fi ok să fie cu un ton mai închis decât rujul. Deci trebuie să găsim nuanțe apropiate cu rujul pe, da, care îl vom, da, da, da. Se poartă foarte mult conturul, am văzut, peste buză. Da. Deci toată lumea vrea să aibă buze mai voluminoase, mai pline. Da. Dar la un moment cele de comandă aici, să nu pară deja prea... Deja exagerăm. Deja sunt persoane care, vadă, da, prea... Conturarea se face cu cel puțin un contur peste, peste conturul natural. Deci nu deci să fie, da, da, nu exagerarea... Pe lângă linia naturală a buzei, da, nu? Da, exact. Okay. Pentru un machiaj de seară, de petrecere, se putea și mai mult. Se putea, clar, și, se putea un smokey eye, se punea... Adică ceva mult mai, cu mai mult negru. Mm-hmm. Se puteau face și codițe mult mai alungite, ceva puțin mai dramatic. Deci cam adică, aici, da, lucrăm. Da, din codițe, da, din partea, da, de fată pe care, da, o punem, da, chiar și culori mai puternici și ai zis negru. Da. Mult. Acum fiecare după gusturi, nu? Exact, da. Cum se simte cel mai bine? Sunt persoane care poartă, de exemplu, un ruj roșu, și
de zi cu zi. Indiferent de vestimentație, indiferent... Da, mai ales în noaptea dintre ani, știu că e bine să porți și roșu, nu? Și multe aleg să poarte rujul, da, roșu. Exact. Mergea și la mine, nu? Da. La machiajul pe care... Da, da, da. Ruju roșu merge în general la aproximativ orice machiaj. Da? Da. Se verde foarte bine la nuanțele de, cum avem noi, de maro, cu auriu, cu vine... La verde, cred că iar e un contrast. Da, da. Proprie. Ia încerc ce-i vers, deci. Merge. Acum aplicăm să iluminăm zona de sub ochi, colțul intern al ochiului. Cu un far lichid. Cu un far lichid și are și puțin sclipici în el. A, da. Da. Ca să semene cu ce avem pe sus. Am terminat și rujulețul și acum urmează fixarea machiajului. Închid ochii? Da. Pentru o rezistență mai mare a machiajului, este recomandat întotdeauna să fixăm machiajul. Și oarecum să potolim puțin și pudra de pe față, adică oarecum se duce puțin și din surplusul acela de pudră. Nu contează ce fel de spray. Da. Să fie un spray special pentru fixarea machiajului. Da. Deci gata, machiajul meu? Acesta este machiajul. Acesta este rezultatul. Dragele mele, sper că vă place ce a ieșit. Trebuie să văd și eu ce a ieșit. Pentru mine a fost o provocare asta. Cred că și pentru tine, da, să machiezi, să machiezi în fața camerelor de luat vederi. Și pentru mine a fost pentru că a trebuit să vin nemachiată și să apar așa în fața dumneavoastră. Am vrut să trecem prin acest experiment împreună. Tocmai pentru a vedea exact pașii necesari pentru un make-up, a ieșit minunat, Georgi, ca de altfel de fiecare dată când vin să mă machiez la tine. Eu cred că este un machiaj foarte frumos, nu foarte extravagant, da, așa cum îmi place mie, pentru că fiecare om are stilul lui. Este un machiaj ușor de purtat de absolut toată lumea, deci nu este un machiaj așa extravagant. Așa zic și eu, da. Este perfect mai ieșit. Vă mulțumesc că ați stat alături de noi în acest experiment. Sper că ne-ați urmărit cu drag și cu curiozitate. Îi mulțumim lui Georgi că ne-a spus așa din secretele muncii ei, pentru că sunt secrete ale unui make-up artist și sunt, da, cred că mai sunt multe altele, dar și noi am aflat foarte multe, cel puțin eu am aflat, sunt sigură că și voi ați aflat și sper că vă vor ajuta toate aceste informații, să știți să vă faceți și voi singuri acasă, de ce nu, nu numai că vine Revelionul, ci în general atunci când aveți un eveniment sau vreți pur și simplu să fiți mai frumoase. Pentru că să recunoaștem, doamnelor și domnișoarelor, ne simțim mult mai bine, avem mai multă încredere în noi în momentul în care avem un machiaj pe față. Îți mulțumesc, Georgi, încă o dată. Și eu îți mulțumesc. Și vă mulțumesc și vouă și vă doresc să aveți parte de un an nou fericit, cu multe lucruri bune în viața voastră și să trecem cu bine peste acest nou prag. La revedere și... La mulți ani vă spun de pe acum. La revedere!